Începem seria matematica muzicală, ce ne va ajuta să înțelegem mult mai bine elementele de ritm, valorile de note și pauze și încadrarea într o anumită măsură muzicală. Să începem. În acest exercițiu, trebuie să faceți calculul matematic ținând cont de numărul timpilor corespondent fiecărei note. De exemplu, prima notă durează un timp. Deci adăugăm o tobiță. A doua notă este o doime și durează doi timpi. Apoi avem două jumătăți de timp unite. Acestea împreună alcătuiesc un timp. Iar ultima formulă este alcătuită din patru sferturi de timp. Ce împreună construiesc o tobiță, deci un timp. Facem calculul și, după ce aflăm rezultatul, îl punem și în valoare de notă. Dacă rezultatul nostru este 1, atunci vom pune o notă de un timp după semnul egal. Exercițiul 2. Din nou, analizăm atât valorile de note, cât și operațiile matematice pe care le avem de efectuat. Prima notă este o doime, cu valoare de 2 timpi. În interiorul parantezei avem o notă de un timp și două jumătăți ce împreună alcătuiesc un alt timp. Rezultatul din paranteză va fi 2. Iar ultima formulă ritmică este de patru sferturi de timp ce împreună formează un timp întreg. Facem calculul matematic, iar rezultatul este 5. Însă, cum am putea scrie o notă de 5 timpi? Evident, știind că cea mai mare notă muzicală cuprinde patru timpi, va trebui să-i adăugăm un timp. Iar acest smiley se numește legato de prelungire, simbol pe care îl utilizăm atunci când este nevoie să prelungim durata unor sunete. În cazul de față, prelungim durata notei de 4 timpi cu încă un timp. După exemplele date, va trebui ca voi să rezolvați exercițiul numărul 3. Analizați valorile de note și mare atenție la calculul matematic. Cel de al doilea tip de exercițiu se numește Găsește greșeala. Următoarele fragmente muzicale trebuie să cuprindă patru timpi fiecare, însă cel puțin unul este greșit. Haideți să le descoperim. În primul exemplu avem o doime ce durează doi timpi, urmată de o notă de un timp și două jumătăți de timp. 2 plus 1 plus 1 egal 4. Iar exemplul este corect. Următorul. Începe cu o notă de un timp, apoi patru note de un sfert. O notă de jumătate de timp și ultima de doi timpi. La un simplu calcul, 1 plus 1 plus jumătate plus 2 ne dau rezultatul 4,5. Aici ar fi greșeală, dar cum s-ar putea remedia? Simplu, eliminând nota de jumătate de timp. Exemplul numărul 3. Jumătate plus 1 plus o altă jumătate plus 4 note de un sfert și 2 note de jumătate sunt 4 timpi este corect. Iar ultimul exercițiu va trebui să-l verificați voi după exemplele pe care le-am făcut anterior.